Mă numesc Ira și sunt din Ucraina. Numele meu este Oleksandr. Acesta este primul meu loc de muncă în Germania. Eu sunt Evelina și mă ocup aici de tăierea lăstarilor și de culesul căpșunilor. În acest an ne aflăm în estul Germaniei, unde participăm la recoltarea și ambalarea căpșunilor. Avem câteva sfaturi și trucuri pe care vă rugăm să le urmăriți cu atenție. Siguranța și sănătatea în muncă sunt foarte importante pentru întreprindere, de aceea șefa noastră de echipă discută cu noi în mod regulat cele mai importante puncte în cadrul unei ședințe de informare. De asemenea, se explică ce trebuie făcut în caz de urgență. Purtăm hainele de lucru care ne sunt puse la dispoziție de către întreprindere. De asemenea, sunt incluși și pantofii de siguranță. Înainte de recoltare, trebuie să ne spălăm pe mâini. Înainte de a începe, ne luăm mănușile. Acestea sunt pentru igienă. Când mergem pe jos prin seră, suntem atenți la vehicule și păstrăm drumurile carosabile libere. Pentru a putea recolta optim căpșunile mai târziu, trebuia mai întâi să pregătim florile și anume astfel încât căpșunile să crească mai târziu spre culoar. Ca și în cazul tuturor muncilor repetitive, acestea pot fi ușurate prin mici exerciții de compensare pentru mușchi și articulații. Aici, la fermă, ne putem lăsa oricând sticlele de băut pe culoarul central. Este important să ne hidratăm regulat. Pentru recoltare, folosim cărucioare de recoltare care se deplasează pe șine între plantele de căpșuni. Când intrăm pe un rând, împingem căruciorul în fața noastră pentru a putea vedea bine obstacolele. Apoi începem recolta de căpșuni. Căpșunile recoltate sunt sortate în tăvi în funcție de diferitele categorii. Pentru a poleniza florile, în seră există lăzi cu bondari și albine. Prin urmare, se poate întâmpla să fim înțepați. Acționați întotdeauna imediat, cereți ajutor și tratați înțepătura. Trebuie să aplicați o compresă rece pe locul înțepăturii. Aceasta va reduce durerea și umflătura. Pauzele fac parte din muncă. Putem face acest lucru în sala de pauză sau afară. Este important să ne hidratăm suficient pe orice vreme. Din motive de igienă, ne curățăm mâinile înainte de a ne întoarce la locul de muncă. Când mai târziu ieșim dintre rânduri, împingem căruciorul mai întâi pe culoarul central. Fiecare remorcă de transport este atașată de șoferiță la un tractor care pleacă apoi spre prelucrare. Căpșunile sunt descărcate automat de pe cărucioarele de transport și paletizate pentru depozitare intermediară. În zona de ambalare, lucrăm la locuri de muncă diferite. Cel mai bine este să stați pe covorașe antioboseală și, dacă este necesar, să folosiți un dispozitiv de ajutor pentru statul în picioare. Astfel, se reduce tensiunea de pe spate și articulații. Mici exerciții pot oferi, de asemenea, o compensare în acest sens. Este important să fim atenți atunci când lucrăm la mașinile și benzile transportoare. Deși acestea sunt proiectate cu un dispozitiv de protecție împotriva contactului, există totuși un risc rezidual de rănire. În cazul în care un sistem funcționează defectuos, vă rugăm să apelați la tehnicienii corespunzători și să nu-l reparați dumneavoastră. Mai multe sfaturi despre munca sezonieră în Germania găsiți și pe site-ul web www.agriwork-germany.de. Ceea ce îmi place la această fermă este că ne oferă haine de lucru. Mie îmi place echipa prietenoasă de aici. Și cred că voi veni aici și la anul, pentru că munca îmi place într-adevăr mult.